Cum ai caracteriza meciul din această seară? Bună seara, am reușit să facem un meci bun din punctul meu de vedere, dar ne pare rău că am condus cu 1-0 și iarăși am luat gol în ultimele 10 minute și speram să plecăm astăzi cu cele 3 puncte, deci. Ați marcat chiar la prima ocazie, nu? Din prima repriză. Da, n-am mai făcut eficiență chiar... maximă în prima repriză. Da, asta aveți dreptate. Chiar n-am mai făcut asta de mult, chiar la prima ocazie să marcăm. Suntem bucuroși că am reușit să înscriem, dar din păcate m-am zis. Astăzi am reușit să luăm doar un punct. Cum i-ai simțit pe cei de la Dinamo care se află în fața unui baraj? Am zis, sunt pregătiți, nu s-au menajat deloc. Acum doar ei știu ce vor face la baraj. Dar pentru voi sezonul cum se încheie? Dezamăgiți? Se putea mai mult? Dezamăgiți în prima oară când am intrat în play-off. Am jucat în play-off, dar sperăm că sezonul viitor să reușim să intrăm în play-off. A fost greu pentru voi să jucați în acest play-out? Cum l-ai simțit? Da, a fost greu, pentru că au fost și echipe bune. Toate echipele din Andrei au niște jucători foarte buni, dar ne bucurăm că n-am ajuns la baraj, nici nu ne gândeam la așa ceva și sperăm, cum am zis, ca sezonul viitor să facem un sezon mai bun. Clubul are mari planuri pentru sezonul viitor. Cum crezi că va fi? Da, am citit și eu acele planuri, dar... Nu. Par realizabile? Că... Nu știu ce să zic, nu sunt din conducere, nu mi-a stat gândul chiar neapărat la cele planuri. Eu îmi fac treaba la echipă și cam atât. Cu tine ce se va întâmpla în continuare, chiar dacă ți-ai prelungit contractul? Circulă tot felul de zvonuri, oferte? Da, am văzut și eu, până acum conducerea nu mi-a spus nimic de nicio ofertă. Ați văzut, mai am contract până în 2024 și atâta pot să vă spun. Dar ai văzut că patronul celor de la FCSB nu a renunțat la ideea de a te aduce în această vară? Da, am văzut și eu. Vom vedea. Te simți bine când vezi că echipele mari te doresc? Bă, dați seama, orice jucător îl motivează, muncesc mai mult, mai ales când au că mă vor atâtea echipe. Și vreau să demonstrez că și merit. Dar ți-ai schimbat puțin concepția, că spuneai la un moment dat că îți dorești foarte mult să joci în străinătate, acum? Da, normal, orice jucător vrea să plece în străinătate, dar și aici, dacă am o ofertă bună, mă voi gândi. Deci nu ai spune nu unei oferte din Liga 1, de la o echipă care se bate eventual pentru titlu? Da, normal că nu. Veți rămâne și fără antrenor. Din ceea ce se aude, se anunță o schimbare de antrenor. În locul Ionuț Badea o să vină Ilie Poenaru. Ce pot să vă spun, n-am văzut și eu, am citit, dar nu mi s-a spus... Alte detalii în vestiar sau domnul antrenor nu ne-a spus nimic, că va pleca, nici conducerea și nu știu mai multe. Da, e o surpriză așa pentru voi sau era de așteptat oarecum că nu, se vor schimba lucrurile? Nu știu, nu sunt în măsură să zic asta. Conducerea știe dacă mister a făcut aceste meciuri de când a venit niște meciuri bune sau nu și ei vor decide. Mulțumesc!